Nu plângeți, Moscova nu crede în lacrimi. Aceasta a fost replica președintelui PL Mihai Ghimpu către comuniștii care au făcut rând astăzi la microfoane, puricând programul guvernului. Mai mult, Ghimpu a venit și cu o propunere. Fiecare deputat trebuie să fie obligat să cunoască limba de stat. Oamenii se adună acolo unde este bun și frumos. Și păsările, și animalele. Ați înțeles? Nu mai sunteți la putere și putere nu vă aparține. Ne plaște, Moscova slezam, ne veret, dragii noștri comuniști. Când am fost sinceri, ne întrebați pe noi. Întotdeauna, voi niciodată, chiar în fața lui Lenin, când vă duci, nu sunteți sinceri. Zău, stimată doamnă Chistruga, principii și valori, vreau să vă întreb, limba, tradițiile, istoria, teritoriul și alte sunt valori? Le recunoașteți? Să modificăm legislația și să scriem. Că începând cu viitoarea campanie electorală, adică peste 4 ani, deputații sunt obligați să cunoască și să vorbească limba oficială a cetățenilor acestui stat. Și domnul Petrencu, îl stimez că e ucrainean, nehai jive derjavna Ucraina. Dar cu ce drept meta vii mie să-mi spui un ucrainean, mie unui moldovean să dea tatălui meu, buneilor mei și a tuturor care sunt în Republica Moldova moldoveni, ce identitate avem noi? Tu ești roman ca și doamna Vlach, Irina, amintiți-vă cum spunea la români, Vlach, Valach, Vlach, iată cine Irina Vlach. Rădăcini cele mai mari le are românești, că Vlach asta însemna români. Lăsați în pace Constituția. Constituția trebuie respectată, doamnă Brămciuc. Ca o icoană, nu ca Lenin. Eu tot am o propunere referitor la completarea programului de guvernare. Pentru viitor, să fie introdus controlul obligator al stării sănătății candidaților în Parlamentul Republicii Moldova. Sunt de acord, dar să începe cu Vladimir Voronin. Nu, așa și-am hotărât.